Facem mai sensație. Vă frumos la fizic. Deci, atenție. Am spus un problem, mai este problema aici. Da? Ați văzut? La întâlnirea acestei probleme, primul moment, prima slăbiciune a lui a fost să sesizăm că în ori difracții de la una egal cu acela. Da. Că numai atunci ne-am permis să le... Tot le adun eu, da? Să le adun așa. Una de sus, una de jos. Una de sus, una de jos. Una de sus, una de jos. Păi să scrie pe de altfel atunci. Sigur că da, așa se face. 9 minute mai bine. Da. Deci... De ce ați minutul? Că se vină ora de aia. Nu le pune, da? Parcă avea doar o jumătate. Nu, au avut și mare o azi. Da. Deci atenție. Atenție. Domnul, trebuie să pleci. Da. E insist pe chestia asta. Pe mine, mă, nu mă interesează calculul în sine. Mă interesează în clipa asta cum anume ne-am apropiat de problemă. Domnul profesor, dar nu putem să scriem direct A plus B, adică să scriem direct 1 pe 2 plus așa. Asta. Și apoi să, pur și simplu, să ne seama, să spunem că adică 2, că A plus B deja e 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 5. Așa, da, da, așa, asta trebuie să facem. Deci zicem A plus B. A plus B minus 2, adică ce ne cerea 1, egal cu... Este egal cu o paranteză, acum că putem să... 1 pe 2 plus 1 întreg plus 1 pe 2, am avut un întreg și o doline și fac prima echipă. Aha, și totul am așa. Plus 2 pe 3.
Da, am văzut. Pentru că... Minus 2! Minus 2! Asta profesor! Și minus 2, ia. Dar trebuie să observați. Da, trebuie să scriu pe N ca și mai ceva. U, 2 plus 3 plus 4 plus E plus 1. Acum să facem ambele. Hai să ne iau unul ăsta să-l pună în față. 1 plus 10 plus 3 plus 4 plus N. Am luat, l-am pus în față. Și acum este suma. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 1. Păi e N, că nu știu. Dar în fața asta mai este 1 plus 1. Păi ar da, pentru că ar fi N ori N plus 1 în părțirea 2. Nu, dar la mine e minus 1. Aici era așa cu sumă. Da, și a zis în față. Păi la da. Mată și asta, aici e urmă să nu iei în față. Atenție. Ce acolo acum ar fi adică nu puteți să nu puteți să nu închideți paranteza. Da, și fii 2 e minus 2 e. Nu, că se faci suma asta ca o să da, dar nu știu. Ba da, ar fi e. Nu știu e în mod ăla. Ar fi e. Dar nu știu numărul, nu știu numărul. Dar nu știu numărul. Nu contează, dar te ghici de ei. Nu contează că nu știi numărul e. Știi că e. Deci vine primul plus ultimul. Adică e plus 1. Ori cât sunt ei? Sunt număr de n. Ori n supra 2. Și plus n-ul ăsta. Care a rămas ăsta de aici. Nefolosit. Aici ai aspectul un pic. Da? Da, deja am mai uitat. Bun. Atunci, mă întorc înapoi. Păi că a spus unul ăla, primul ăla, nu e unul. Aici a fost ultimul, cât a fost ne plus unul. Ne plus unul. Păi da, profesor, și dacă e ne plus unul și l-a spus pe unul ăla în față, pentru că nu se schimbă sumă, de ce n-ați lăsat? Stop. Ne plus unul aici. În fața lui cine a fost? În fața lui a fost nu. Nu. Asta de ce? Și în fața lui ăsta cine a fost? În minus 1. Păi da, și acolo s-a fost transformat în 2N. Nu s-a fi, n-ați fi pus. Ba nu! Păi, atunci fac așa. De 1 ăsta de aici, îmi permit să-l pun în față. Exact, și rămâne N. Adun aici, da. Acolo e minus 1. Da, ca să scădeți 2N și cu 2N. Și da, 2N, asta e ca să fie toată. Da, asta uite, nu vă este N minus 1. Asta vă zice, domnul profesor, atrage atenția. Atenție, vedeți așa, da. Dar ultimul număr care este primul 1 plus n minus 1. Ați înțeles? Atunci ultimul număr e n minus 1, dacă vreți așa. Și foarte important. Adică e, băi, dar stați puțin, băi, că nu plus adică e, e. Da. Exact. Ori n supra. Da. Ori n oare sunt sau ori n minus 1? Ori n minus 1. Ori n minus 1, dar e, dar e. Să ne n minus 1. Da, e n, pentru că e minus 1. Plus, frate, e. Nu mai sunt, da! Era bine! Tot ai. Și face 0. Și tot așa o să fie 0 și să rămână 1 plus n minus, adică n plus n pe lângă n minus 1, exact ce-am pus noi. Păi la 2! Pe 2! Supra 2! Am arat pentru că la noi sunt, deci, la noi am zis la lucru care am pus și noi, țin! Acolo sunt două numere consecutive. Și se bate la 2 tot timpul. Da. Suma două numere. Consecutive se fac mereu la 2. Deci numărul aproape. Deci este numărul aproape. Pentru că e la natura. Super. Nu suma. Când mulțești două numere consecutive, este mereu număr par. Unu-i par. Unu-i trei. Unu-i da, două, trei, șapte, opt, nouă. Șapte, opt. Da. Și tot așa o să fie mereu unu-i par, unu-i par, dar mereu unu-i par. Exact. Da, tipi. Domnule, așa trebuie să plecați. Gata, știi. Așa, am făcut niște chestii frumoase. Nu pot să mă desprind de fața acolo. Ei, ieșiți de așa. Ia, un pic să vă explici, domnule. La care parcă... Super, mi-a plăcut și uiți. Îți presaltă inima de bucurie. Așa e. Deci, vă invit cu tot dragul să încercați să pătruiți în problemă. Nu rezolvarea, mecanic, ci forma în care ne apropiem de problemă. Cum dăm târcoale problemei. Și tot dăm târcoale, dar pe unde sunt apropii? Unde ai tu slăbiciune? Trebuie aici așa am avut. Am avut în mână, dar slăbiciunea a fost așa. Mai câte fracții sunt sus,
tot atâtea sunt și jos. Asta observa, dacă se băga un spre exact. Este important. Foarte important. Dacă băga un spre exact, eu cred că observa, un profesor. Nu neapărat băgat cu întregi în fracții, mă cred. Mă gândesc, vedeau că e 3 pe 2, vedeau că e... Fracțiile sunt numărate 1, 2, 3 ieri. Da. Și 1, 2, 3 ieri. Iar tocmai ne băgând în fracție, ne băgând, atunci îți dai seama. A, da. Deci, atenție, 1, 2, 3, da? 1, 2, 3, da. Sunt în fracții. Sunt în fracții, corect. Și asta mă ajută foarte tare. Ba mai mult, aș fi mers pe ideea că zic 2 plus o 3 și plus aproape de 2 3 și o 3, nu știu ce am întreg. Eu vedeam desfășurat, nu neapărat să băgăm întregi în fract, dar am făcut antrenamentul și cu curea. Da, mai bine, am văzut că nu. Dar ai înțeles ce spui? Da, 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 am înțeles. 2 plus o 3 și cu 2 3. Ori întreg, ori jumătate și jumătate, mă făceam un întreg. Făceam de 2. Da, da, da. Două, trei mișcări. Trei făceați, da. Da, 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 da. Deci și așa. Dar și întregi astea, în fracția multă, nu făceau diferența. Este asta, am punctat astea aici. Corect. Deci, vedeți, din urma unei ghecițe ne-am zis aici m-am plăcut, aici m-am plăcut, mi-aș fi explicat, nu m-aș fi gândit. Păi, dar eram în situația aici, ce-ți spune treaba? Nu, ce faci? Ia-mi și răzie. Cum s-a modificat acolo la casa aceea? Asta înseamnă să ai, cum să văd, forța... Copii, uitați-vă aici, deci aici a fost un moment tragic pentru voi. Pa, pa! Să ne mutăm și să le-ați dat. Exact, ăsta a fost acolo același viitor, să dăie unul, să fie un plus N. Asta a fost... Deci, atenție, deci, atenție, tu mă întrebeai să fii cu același viitor, da, să fii cu același viitor, exact, sugeam N pătrat, acolo mă gândeam ce facem. Făceam el cu surul la pătrat. Exact, zic, ce faci? Iată, unde duci? Iată, și cât de simplu reușesc să ajungi. Da, e plus unul la pătrat, supra M plus unul și uitați că acolo era unul plus. Bă, cum nu? Doar profesor, nu știu eu nicio putare să facă asta. Ca să mergea scoară. Aba, aștept, știți, tot același lucru. Dacă e plus 1 la pătrat, înseamnă e plus 1 ori e plus 1, tot supra e plus 1 și tot e plus 1 de deal. Da, dar unde făceam eu cu voi cu e plus 1 la pătrat, era cum? Fii serioasă! Hai, face finalul! Să nu-i cantă, dar e zreonat la proful unui. La revedere! Mai apoi ești aici atât de frumoasă, că prietenii noștri, nu știu ce vreau. Corect, corect, la revedere!